Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată, dragii mei, pentru a vedea dacă această persoană se potrivește cu tine și dacă această persoană încă mai simte ceva. Deci astăzi vom vorbi despre potriviri, dragii mei, despre potrivirile de orice fel și vom vorbi despre dacă această persoană, într-adevăr, simte, mai simte sau va simți ceva pentru tine, dragul meu, draga mea, pentru că sunt convinsă că dumneavoastră simțiți ceva pentru simplu fapt că sunteți acum aici cu mine. Haideți să vedem de ce ne spune această etalare de astăzi. Am ales în fiecare zi teme diferite. Dacă dumneavoastră mai aveți sugestii, vă rog frumos să le puneți în comentarii sau atunci când o părere pentru a face teme cu ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Foarte curând am să mai fac și o etalare pentru cei care sunteți în trio, pentru că am făcut de ceva timp în urmă și n-am mai făcut. Așa că, dragii mei, mâine sau poimine maxim am să vă fac o etalare și pentru cei care sunteți în trio sau care sunteți interesați de viața acestor oameni în acea direcție. Da? Vă cer iertare celorlalți care nu sunteți interesați de această temă. Deci, haideți să revenim acum la ceea ce am spus pentru astăzi. Vom face acea etalare în care vreau să văd ce mai simte această persoană, dacă mai simte, dacă vă mai simți ceva și cum vă potriviți unul cu celălalt. Iubiți mei, ca de obicei am să spun, este o etalare o generală, luați doar ceea ce rezonează, sper să rezonează, dacă nu, nu e o problemă, găsiți măcar, măcar un mesaj. Vom începe, ca de obicei, cu un oracol. Astăzi am ales oracolul lui Dorin Chei, lui iertați-mă, oracolul zânelor și vom trece după aceea la etalarea cu tarotul normal, tarotul Rider-Ride. Haideți să vedem care sunt energiile pentru dumneavoastră, pentru uh, această zi, pentru această perioadă pe care vi le recomand aceste zâne. Moment în care voi profita și voi uh, mulțumi tuturor celor dragii mei care mi-au trimis mesaje, care mi-au lăsat comentarii, care sunt lângă mine. Mulțumesc tuturor celor care sunteți în direct și care vă uitați chiar și după ce facem acest direct, drăguților. Mulțumesc frumos din tot sufletul că sunteți astăzi lângă mine. Acest video de altfel e valabil atunci când îl ascultați, atunci când îl deschideți, nu este niciun fel de problemă, chiar dacă nu sunteți aici în momentul 1. Eu știți că le fac pentru dumneavoastră și sunt valide pentru perioada imediat următoare. Cei care doriți etalări private, vă aștept cu drag la numărul de telefon de pe măsuță. Același număr îl aveți în descriere împreună cu e mail -ul. Oricând aveți nevoie pentru a aprofundiza și a vedea în detaliu situația dumneavoastră amoroasă sau pe orice alt plan. Drăguții mei, haideți să vedem ce energii am ales astăzi pentru dumneavoastră. Mai bine spus, le ales destinul că eu doar le scot din cărți. Haideți să vedem, iubiții mei, ce ne spune prima, prima zână pe care am tras-o. Da, primul mesaj pentru dumneavoastră. Iată ce mesaj frumos este vorba de inspirația care vă roagă să fiți pregătiți pentru că foarte curând veți primi o binecuvântare sau o inspirație în ceva ce faceți dumneavoastră, ceva care poate iese la lumină după ce mult timp l-a ținut în interiorul dumneavoastră sau mai bine spus acoperit cu praful timpului, pentru că eu cred că mulți aici ați lăsat să faceți ceea ce poate cândva vă plăcea și vă motiva și așa mai departe. Spun asta pentru că avem și această energie movă a tristeții în care această persoană trebuie să iasă din nou la lumină să învețe să danseze, să învețe să se miște, să caute pur și simplu fericirea din ea. Drăguții mei, am o veste bună și o veste rea. Și ca de obicei o să-mi spuneți, Anca, începe cu vestea rea. Vestea rea este că dacă dumneavoastră nu faceți nimic în viața asta, nu vă mișcați, nu vă mo mobilizați, nu ieșiți din căsuță, nu faceți activități, nu vă căutați ceva, dragii mei, să vă umpleți timpul, fie dans, poezie, reiki, yoga, întâlniri cu prietenii, ce vreți dumneavoastră, film sau cinematograf sau orice. Dacă dumneavoastră nu vă mișcați din acea care pace asta e vestea rea. E că nu ai cum să faci lucrurile astea, pentru că nimeni nu ți le pune automat în față. E ca acel lucru Dumnezeu îți dă, dar nu spune în tașcă, da? Deci, ca această inspirație și această motivație să se întâmple, acum vine și vestea bună. E clar că veți fi inspirați, e clar că veți avea semnale și vor, se vor apropia de dumneavoastră oameni în perioada următoare, care vă vor face să scoateți la lumină aceste lucruri bune. Mă bucură foarte tare energia acestor persoane, pentru că e clar că datorită lor dumneavoastră, veți fi bine și veți scoate din din dumneavoastră din nou acel creator și acea creație binecuvântată cu care v-ați născut. Știți foarte bine, dragii mei, că învățăm multe lucruri din viața asta, da? Școala este un loc foarte bun pentru toți, ne învață să scriem, să citim, să socotim exact cum era ca atunci când eram noi micuți. Dar creația și inspirația sunt lucruri care te naști cu ele, exact ca harul. Când e ceva dat să faci tu în viața asta, credeți-mă că mai devreme sau mai târziu ajungi să-l faci. Da? Dacă cineva îți spunea, acum 10 ani eu cred că nu te vedeam nu știu unde și tu astăzi ești acolo, ai să spui, vezi, eu n-aș fi spus niciodată că ajung unde sunt pentru că aici mi-a fost dat. Deci mie mi-e foarte clar că inspirația vine la momentul potrivit din dumneavoastră și persoanele care vă veți înconjura cu ele în perioada imediat următoare. Foarte frumoasă energia. Deci nu stați pe loc, ci mișcați-vă. Drăguții mei, a doua energie este energia protecției, da? care spune că aveți uh, o protecție de la persoane care nu mai sunt în lumea asta, da? Pentru foarte mulți aici vă cer iertare, nu vreau să vă întristez, dar pentru majoritatea să știți că sunt persoane care nu mai sunt uh, printre noi. Nu mai sunt printre noi fizic. Eu v-am spus uh, uh, cu siguranță undeva ceva există. Materia se transformă, nu se pierde nimic. Eu sunt convinsă că în astral și dincolo de astral există viață și există spirite și există tot ceea ce noi nu putem vedea. Poate unii nu le acceptăm, unii nu le credem sau unii nu vrem să credem în ceea ce ne sperie, dar asta nu înseamnă că nu există, da? Exact ca acel, vă aminte cu toții, scria cineva pe internet, uh, cum știu că există Dumnezeu dacă nu-L văd? Și cineva spunea, cum respir dacă nu vezi aerul, da? Același lucru. Deci, eu cred că protecția aceasta vine de la oameni care nu mai sunt printre noi. Și este o binecuvântare, drăguții mei, pentru că este o binecuvântare adusă ori de femeile din neamul dumneavoastră, ori de bărbații din neamul dumneavoastră. Poate că unii nici nu v-ați cunoscut părinții biologici, poate că ați vărsat lacrimi foarte amare atunci când erați mici, poate ați crescut prin orfelinate și case dintre acestea care luau copiii de post. Eu simt aici că această protecție divină vine pentru foarte mulți în acest moment al vieții pentru a vă ridica toată vibrația în care dumneavoastră în ultimul timp ați decăzut. Sunt convinsă că sunt spirite, sunt îngeri, sunt ființe de lumină și sunt aceia înceștri, poate exact cum am spus bunicii, părinții noastre, cei care de acolo de unde sunt vă veghează și vă trimit gândurile lor. În afară de asta, vorbim iară de un cerc de persoane care poate nu e valabil pentru toată lumea, drăguții mei, ci pentru cei care practicați meditația în grup sau pentru cei care faceți lucruri, să spunem, împreună cu alte persoane. Aș recomanda din nou, nu știu, să vă, să vă duceți acolo unde dumneavoastră vă simțiți uh, bine să puteți discuta, să puteți medita, să vă puteți deschide sufletul sau să aveți acele persoane de suflet pentru care dumneavoastră să puteți să exprimați orice fără a fi judecați. Această protecție vine de la oamenii din jur, vine de la acest spirit care ne face pe toți să fim un tot. Și nu uitați că trecând peste faptul că avem niște entități diferite și toți suntem unici într-o formă sau alta, dragii mei, totuși lumea, universul este unul singur. Da? Deci toți suntem parte din același glob de lumină și de energie. În final, toți ne întoarcem la sursa mamă. Bun, haideți să mergem cu a treia energie. Dreguții mei, avem uh... Faptul că străluciți fără să fie nevoie să străluciți este o energie atât de frumoasă. Este această fetiță care, uitați, are o coroană pe cap. Nici ea nu știe de ce strălucește deasupra ei atâta bunătate și atâta lumină și atâta frumusețe. Pentru că, dragii mei, scoatem cele trei părți pe care le avem cu toții înainte. Frumusețea interioară, da? Adevărata frumusețe interioară care este mintea, gândul și inima omului, da? Eu cred că trecând peste aspectul fizic, în momentul în care tu te accepți, tu-ți accepți adevărata personalitate, tu-ți accepți vratele lucruri, știi că ai și bune și rele, că nimeni nu e perfect și nimeni nu este nevinovat, da? Deci toți avem mici păcate și mici lucruri. Dar bunătatea aceasta dintr o persoană, dragii mei, radiază. Și eu cred că asta este energia care spune că tu, în perioada următoare, vei străluci fără să fie nevoie să uh, faci ceva deosebit, da? Deci fără să, pur și simplu, ai să ieși în evidență din grupul tău, poate la servici, poate acasă, poate în relația ta. Și ai să vezi că te vei simți minunat, pentru că adevărata frumusețe, dragii mei, se, uh, se se citește, să spunem, dincolo de partea fizică, dincolo de niște haine de marcă, dincolo de o mașină de lux, dincolo de o casă extravagantă. Pentru că, imaginați-vă, o mașină de lux, o casă extravagantă și, ce vreți dumneavoastră, cel mai tare lucru de pe, de pe pământul ăsta la nivel material, și este o persoană a, neagră de supărare, care dă din mâini și din picioare, care spune lucrurile la locul lui, care pur și simplu vedeți că e nefericit. La ce folos toate lucrurile acelea? Fără energia bunătății da? Deci eu cred că acest lucru este fix ce vi se va întâmpla Pentru că veți destaca și veți fi uh, în vizorul celor din jurul noastră Pentru lucruri care nici măcar poate nu știți că le aveți Și sunt niște lucruri minunate, atât de minunate Că veți vedea cum funcționează legea atracției da? Deci toți le avem în noi, important e să le descoperim Trecuțimea aceasta a fost povestea cu zână de astăzi este acea introducere cu energiile, pentru că astăzi am ales aceste zile. Ați văzut că la fiecare video aleg ceva diferit și așa voi face mereu, drăguții mei, ca să nu ne plictisim și să fie de fiecare dată ceva interesant și frumos și bun pentru dumneavoastră. Pentru că eu merg în ideea că rutina ne omoară și atunci diversitatea, iertați-mă, diversitatea, că am început să vorbesc aiurea, combin cuvinte din trei limbi odată, așa, diversitatea uh, și tot ce este diferit ne face bine. Ne face bine, pentru că așa nu ne plictisim avem întotdeauna lucruri de învățat, de văzut, de auzit și de pus în practică. Asta să nu uităm că de aceea există binecuvântare. Uitați că am mișcat și camera ca să le punem pe toate așa cum trebuie. Am să le ridic un pic mai sus, dragii mei, ca de obicei să-mi intre aici toate cărticelele. Pui, avem aici niște conflicte interioare care vin un pic din urmă, dar le vedem imediat împreună. Uh, dragii mei, ca semne avem leu, berbec, vărsător, avem aici scorpion, avem pești, am din nou berbec, am balanță, am leu, am capricorn, am balanță din nou, am un raș, am o fecioară. Avem un peștișor, sunt și un săgetător, da? Eu cred că avem un pic de puțin din fiecare, dar... Ați văzut că nu tot timpul spun zodiile, vă rog să mă iertați, astăzi le-am spus, o să le spun când îmi aduc aminte, că nici eu nu mai am memoria care o aveam acum 25 de ani. Dar, în fine, trecând peste asta, sper să vă placă de fiecare dată cu zodii sau fără zodie Așa, în afară de asta știu că mulți știți deja pe din afară cărticelele de tarot și, dragii mei, cu siguranță, Zodile astea le interpretați într-o formă sau alta chiar și dumneavoastră fără mine. Bun, acestea fiind spuse, revenim. Ce simte, ce mai simte, ce va simți și care este potriveala, dacă vă potriviți sau nu, drăguții mei, cu această persoană. Oricum, începem cu sentimente, cu fapte și cu lucruri care trebuie să le aflați. Ce văd aici? Este așa, că am început cu o stare de anxietate, dragii mei, de agitație mentală, de neliniște. Simt aici pe cineva care este incapabil să ia decizii, da? Sunt frământări foarte mari într-un anumit aspect din viața sa. Simt că această persoană este supărată, este răcită, este uh, total, cum să vă spun, deconectată de la relația cu tine și simt aici că se tot foiește, se întoarce pe o parte, pe alta și poate că este afectat de niște evenimente de la distanță. Drăguții mei, de ce spun asta? Pentru că e clar că persoana asta dumneavoastră, sau dacă sunteți dumneavoastră în oglindă, este acea suferință pentru că acest om vine, pleacă, vine, pleacă. Avem acest cavaler de bute care mi-e clar îmi dă de înțeles că este o relație de up and down, acum vin, acum plec, acum te caut, îți dau telefon, peste o săptămână, peste o săptămână iară îți mai dau alt telefon și tot așa. Iar cei care sunteți cât de cât într-o apropiere, aveți o relație care uneori sărăcește brușul noastră, nu înțelegeți de ce această persoană se pune atât de. cum se spun se pune atât de ciudat. Adică astăzi ești cal și ești bun și ești drăguț cu mine, vii cu prăjituri, iar mâine când te întreb ce faci, îmi întorci spatele, te închizi în camera ta sau te duci în gara să repar mașina. Deci simt pentru foarte mulți aici o perioadă în care sunt foarte multe uh, răceli individuale de la această persoană sau dacă dumneavoastră se separați, pentru că mulți ei simt acea distanță și o distanță destul de mare sau de ceva timp, dragii mei, vorbesc de o lună, două sau chiar un an, simt că acea separare distanță, blocajul care există, dacă e un blocaj aici între amândoi, este un moment când simțiți că se apropie momentul să revină sau să vorbească și dintr-o dată uf, se întâmplă ceva și această persoană iarăși dispare în ceață. De ce? Pentru că știți că persoana asta, pentru mulți dragii mei, după cum avem aici acest triunghi amoros, vine și pleacă de la o altă tanti, de la un alt nene care nu sunteți dumneavoastră. Acum, că l-ați luat așa, că l-ați luat fără, la modul că între timp și-a găsit el o mândruță sau ea și-a găsit un mândruț ca să vadă că e mai bine cu ăla decât cu tine, credeți-mă că această persoană simte aici că de multe ori abandonează câmpul de bătălie. Adică vă lasă singur, vă lasă abandonați, nu știți cu zilele de el sau de ea, sau poate unii aici nu știți cu lunile ce se întâmplă cu această persoană v-a promis lucruri și nu s-a ținut de cuvânt, da? Este clar că această persoană, așa cum am spus, dragii mei, trebuie să ia niște decizii foarte importante în viața sa, care țin de o familie. Poate aici sunt mulți și care au familii, au copii sau fix asta, a fost scuza, am copii, am situații, am o fost asta, am o fost situație sau este milă de cineva. Poate are pe cineva, dragii mei, chiar bolnav acest om, că avem aici o mare preoteasă, cu spânzuratul. Asta înseamnă boala cuiva de la distanță sau boala unei persoane care este încă o boală ascunsă și care poate să fie într o fază mai uh, urâtă, da? Deci poate că omul ăsta are motivele lui pentru care stă la distanță pentru unii, da, nu pentru toată lumea. În general, pentru toți văd aici niște secrete, niște blocaje, probabil că e un trecut în care acest om s-a provocat foarte mari suferințe pentru că n-a luat o nici la stânga, nici la dreapta, da? Iar uh, tu sincer ai ca aceste lucruri ușor ușor să se îmbunătățească, mai ales pe partea emoțională pentru că acolo este unde tu ai dat tot. Da? Deci nu mai vorbesc, nu ai de niște bani, dragii mei, pe care i-ați dat aceste persoane, niște ajutor. Uh, poate fi el financiar, energetic, mie egal. Dumneavoastră ați fost tot timpul acolo pentru această persoană și persoana asta se pare că atunci când ți era lumea mai dragă sau hop când sărbătoreai că ești împreună cu el, pac, dispărea pe ușă și nu mai știai nici de urma prafului de pe picioare. Eu simt că pentru mulți, drăguții mei, nu să așteptați o schimbare, la fel cum și omul ăsta văd că va încerca să facă ceva. Poate că este ceva care încă nu v-a fost revelat, da? Sunt niște secrete, sunt niște intuiții pe care nu ați să le aveți despre ce se întâmplă dincolo sau ce se întâmplă cu omul ăsta la distanță. Mulți, ce să vă spun, așa cum am spus și în alte detalii, drăguții mei, comunicați prin vise, comunicați în astral, aveți o telepatie extraordinară cu această persoană. Că mâine își rupe piciorul, știți că o zi înainte. Că ajunge la maică sa peste 3 săptămâni, știți deja că va ajunge acolo. Eu simt pentru mulți aici o foarte mare legătură energetică și asta, chiar dacă nu e musa în această etalare, sufletul pereche, dragii mei, mă duce cu gândul că ați putea fi mulți suflete pereche, da? Deci oameni care v-ați mai cunoscut în alte vieți, oameni care aveți atracție extraordinare unul cu celălalt, oameni care pur și simplu nu v-ați putut desprinde unul de celălalt, chiar dacă fizic în acest moment nu v-ați văzut cu zilele, cu săptămânile, cu lunile sau chiar cu anii, da? Simt pentru foarte mulți aici întoarcerea unei persoane din trecut în capul dumneavoastră, în gândul dumneavoastră, pentru că ceva s-a întâmplat acolo. Poate este un fost, o fostă care dintr-o dată apare la geam și începe să vă vorbească frumos. Hai să ne împăcăm, hai că vreau, hai că am rezolvat, hai că am reușit, hai să vedem ce facem. Dragii mei, este clar că unde a fost cum se zice, cenușă, sau unde a fost foc, există încă cenușă, era așa vorba aceea cu pot să mai rămână reminescențe din relații trecute, dar dacă dumneavoastră pomul l-ați lăsat în spate, gândiți-vă înainte să vă întoarceți la el, de ce l-ați lăsat în spate, da? Deci niciodată să nu faceți pasul ăla fără să vă gândiți, domne, ăsta de acum m-a necăjit și mi-a întors viața inversă, dacă apare un fost mai bine, nu. Drăguții mei, ce e în spate, în spate e bun lăsat. Și este clar că dacă noi să sunteți înainte și vă uitați înainte pentru a avea o viață cu altcineva, pentru a avea o, o, să spunem, o altă viziune a, a realității și a viitorului, nu aveți ce să căutați în acest trecut. Deci mare grijă cu această persoană care poate reveni din trecut pentru unii, pentru că văd aici o mare falsitate, da? E o mare falsitate și nu vorbim de cel la care vă gândiți musai acum, deci nu, nu vorbesc de cel la care vă gândiți în momentul ăsta. E unul dinaintea acestui, acestei persoane, dacă pentru mulți acesta e ca un fost sau o fostă, da? Deci mare grijă că apar aici două personaje care niciuna nu e mai bună ca cealaltă, da? E Stan cu Bran sau cum era, Lolec și Bolec, da? Când e unul la stânga, când la dreapta. Nu vă încredeți în vorbele aceste persoane din trecutul mai îndepărtat. Ce pot să văd acum apropo de persoana de care vorbim? Deci cea la care vă gândiți în momentul ăsta văd că dumneavoastră, într-o formă sau alta, înțelegeți că trebuie să vă iubiți personal și veți fi foarte concentrați, simt eu aici, pentru lucrurile din viața dumneavoastră. De ce spun asta? Pentru că ați trecut prin rai și prin iad. Ați trecut prin situații în care nu mai vedeați ieșirea, nu mai vedeați lumina. Această persoană este foarte toxică. Eu cred așa că au fost momente foarte puternice și dificile între amândoi. Parcă e la turaia vieții întunecată, care a început frumos și a început bine ca dragostea vieții tale și acum în sfârșit îți dai seama că este un ciclu care trebuie să se termine pentru că ai nevoie de o schimbare și de o recuperare sufletească cu cineva din trecutul tău. E clar că omul ăsta se gândește și el profund la tine, dragii mei, nu o să mint pentru că asta văd, dar la situația dumneavoastră, ceva se întâmplă că este încă un mic blocaj, ca și cum ceva acolo nu s-a rezolvat, da? E clar că această persoană, deși se gândește la tine, nu mișcă încă un deget, pentru că e înlănțuit într-o situație, dragii mei, de care nu a vrut să scape în trecut, crezând că e bună. Iar acum când vrea el să scape, cineva i-a tencuit temelia, da? deci parcă e tencuit acolo la picioare și, soar și ca soartă, cu alte cuvinte, vrea să plece de unde este, dar uh, aceste schimbări profunde nu le poate face. Și văd aici că am înfundat Batista de lacrimi, se simte total legat, sunt niște persoane care au pus capacul, dragii mei, poate că fără bani și fără situație stabilă, n-are unde să plece în acest moment la drum, deși își dorește asta pentru că ceva evenimente negative au scăpat de sub control acolo în viața lui. Da? Deci fiecare știți unde vă este această persoană la care vă gândiți, într-o formă sau alta, sau dacă nu știți de el de ea, vă spun eu, are niște vise rupte, simte neputință foarte multă, foarte multă disperare simte în glasul acestui om, ca și cum cere ajutorul, dar știți cum e poate pentru unii prea târziu, le-au terminat viciile, dragii mei. Poate ei sunt mulți care le-au cu băutura, cu jocurile de noroc sau pur și simplu s-au dus la femei sau au făcut lucruri aiurea sau pentru doamne, nu știu. S-au înhăitat cu persoane care le-au făcut cel mai mare rău din lume, le-au despărțit de copii sau pur și simplu le-au pus să facă lucruri care nu au dorit să le facă pentru ei. Sunt aici foarte multe uh, dureri și neputințe pe care omul ăsta le are într-o formă sau alta în acest moment, da? E clar că uh, nu știu, simt ca și cum a rămas doar cu cămașa de pe el. Adică la modul cineva aici i a ruinat tot, i-a făcut viața praf și karma, dragii mei, da, să trăiască karma. Văd aici că va răzbuna total pe dumneavoastră, pentru că vor ieși la lumină niște secrete întârziate. Omul ăsta văd aici că în perioada următoare va încerca clar să iasă din această situație, pentru că știți cum e, va încerca să scape de datorii. Datorii care l-au doborât va dori să se elibereze automat din acele lucruri în care a fost băgat fără voia sa. Îl văd aici gânditor că se consumă și va exista o transformare, dar un pic forțată, dragii mei, pentru că percepția și gândirea acestei persoane este ceea ce au dus-o la pieire. Și nu vorbesc de relația cu dumneavoastră, ci ce a făcut după ce n-a mai fost cu dumneavoastră, da? Ceea ce a ales atunci când s-a întors sau v-a lăsat, pentru că astăzi simte și el acel abandon, dragii mei, da? E parcă ar fi o aie neagră a familiei sale sau cineva i l-a pus pe ultimul loc sau s-a folosit de el până i-a secat propria energie, da? Se simte singur că atunci când ești lăsat pe afară, Uh, fără hrană, fără haine, nu știu, realizez că în preajma ta sunt foarte multe persoane care nu dau 2 lei pe tine. Deci asta este starea persoanei tale, dragii mei, da? Într-o formă sau alta vi se face această mare dreptate pentru că acum acest om simte și înțelege ce erai tu în viața ta, cum erai tu și cum e să fie în preajma la persoane, zice eu, nu știu, dacă vreți să le vedem așa valoroase, dragii mei, pentru că dumneavoastră erați cea care, sau cel care îi păsa cu adevărat de acest om, v-a interesat cu adevărat viața lui, situația lui și este într-o situație foarte grea în care vede că acum bunătatea ta este ceea ce îi lipsește și lumina pe care tu o dădeai și felul în care tu îl iubeai, da? Pentru că acolo unde s-a întors crezând că e bine, de fapt n-a fost bine și are nevoie să transforme această suferință, să știți, pe care doar cred că tu poți să o dai înapoi aceste persoane cu o magie și o compasiune, care eu văd aici că doar tu ești capabil să o readuci. Da? Desen gândurile acestei persoane despre tine și dragii mei, așa cum am vorbit, v-am arătat în toate acestea etalare până acum cel puțin ce simte această persoană, da? pentru că se simte trist, singur și este într-o situație în care ar vrea să se apropie de tine, căci pur și simplu înțelege că doar tu poți fi cel care îi aduce înapoi liniștea. Așa că văd aici care are un pic de disperare, dar eu cred aici că Dumnezeu, dragii mei, și pe noastră și pe acest om până la urmă, nu o să vă abandoneze, pentru că simt foarte multă dragoste între amândoi și omul ăsta vede că tu e singura persoană care oferă durabilitate, stabilitate și seriozitate. Da? Sună, ce să vă spun, ca în cartea de istorie, dar eu cred că toate aceste trei sentimente sunt radicale și foarte importante pentru el. Da? Pentru că tu ai fost în viața acestei persoane o piatră de temelie, tu ai marcat un înainte și un după. Da? Înainte de tine a avut partenere, a avut o copilărie, a avut problemele care le-a avut, te-a cunoscut pe tine, S-a comportat ca atare, la un moment dat s-a rupt ceva, ați plecat, v-ați despărțit, ați sipat, v-ați separat, etc. El a ales alte persoane, cel puțin pentru foarte mulți dintre noastre, văd situația asta, sau s-a întors într-un trio mai vechi. Problema este că acum vede lumina de la capătul tunelului dragii mei, da? Simte că te înțelege, simte că acum vede de fapt cu adevărat, drăguților, cum te-a durut pe tine și cum plecarea lui ă, indiferentă te-a lăsat pe tine atunci când momentul când ți-a dat spatele, da? Deci se întorc toate aceste lucruri cu vârf și îndesat și acel efect de bumerang, dragii mei, pe care l amintesc de 2 pe 3, să știți că există, da? Deci are acel efect de bumerang cu ceea ce v-a adus dumneavoastră. Așa că are de luat o decizie crucială pe care eu văd că o va lua în perioada următoare și, dragii mei, văd aici că da, poate că nu vă potriviți neapărat ca și caractere. Simt aici foarte multă uh, 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 ceva opus, adică sunteți în. Uh, Uh, în contrast să spunem cu ceea ce gândea această persoană. Poate era un pic dur, poate era un pic narcisist, poate se iubea prea mult pe el sau considera că doar el trebuie să aibă ultimul cuvânt. Cu toate astea nu văd să aibă o inimă rea, da? doar că a avut un comportament greșit și a avut un caracter care a fost foarte, foarte influențat de situațiile și de oamenii dinaintea dumneavoastră din viața sa. Da? Deci uh, cum a fost educat, cum a trăit, eu știu, alte relații, cum a divorțat, ce i s-a întâmplat, cum i s-a întâmplat, le-a oglindit toate în relația cu tine și poate că tu, din păcate, ai, cum se zice, ai plătit toate acele vase sparte din, din, fostele relații ale sale. Dar nu are o inimă rea, da? Mă întorc chiar la această persoană și eu cred că chiar dacă potrivirea asta nu e 100% între dumneavoastră și el, pentru că am vorbit aici și de potrivire, cred că totuși există o mare compatibilitate de sentimente. Ceea ce, iarăși, dragii mei, poate să scoate la lumină această relație dacă dumneavoastră doriți. E clar că a avut un moment în care a stat departe de oameni, a simțit că trebuie să acționeze rapid, acum e convins că vrea să intre în poi pe partea dumneavoastră și va profita, vă spun sincer, orice secundă și orice clipă ca să-și așeze acest drum înapoi, da? Acest drum înapoi pe care... De altfel, văd că tu nu mai crezi foarte mult în el, deși e singura persoană care i-a dat vreodată stabilitate, singura persoană care l-a ajutat cu adevărat vreodată. Pentru că a avut un prieten, poate mii de prieteni, treaba lui, treaba ei, a avut relații și în cealaltă relații nimeni nu a dat atât de mult cât ai dat tu pentru acest om. Ceea ce văd, drăguții mei, este că vrea să vină înapoi și, deși a fost o perioadă, așa cum v-am spus, în imposibilitatea de a lua o decizie sau a scăpa de situația asta în care este acum, va găsi soluții. Pentru că eu văd că anulează complet, poate blocajul mental, stagnarea, imposibilitatea de a merge înainte pe care înainte nu mai vedea Uh, va alege un drum, să spunem, mai bun și mai corect pentru voi amândoi. Este o perioadă, o perioadă în care se va concentra sincer pe securitatea, uh, fie ea financiară, sufletească sau emoțională pe care o dai tu, pentru că tu ești această regină de monede. Tu ești această securitate, această siguranță a zilei de mâine, acel om care niciodată nu s-a mișcat și nu s-a dat înapoi de a lupta cu pieptul gol pentru această persoană, de a pune pe masă tot, de a-l ajuta cu tot ce ținea de el sau de ea. Deci, noi asta a fost aici niște adevărați eroi, dragii mei, și nu vă umflu în pene, doar spun realitatea pe care omul ăsta o trăiește la distanță de tine. Pentru că, așa ca întotdeauna în viața asta, până nu pierdem, nu știm ce avem între mâini. Eu cred că a fost reticent cu, cu a veni spre tine oricum, poate că simte aici rușine și vină și, dragii mei, sunt sentimente negative care îl încearcă pe acest om pentru faptul că s-a separat de tine, s-a simțit blocat și așa mai departe. E clar că vei vedea un progres pentru că pentru mulți aici drăguții mei va exista un progres în acțiunile sale și uh, veți înțelege în ce formă omul ăsta acum este motivat de o iubire adevărată și sincer se va comunica cu tine. Uh, va comunica ori prin e uri prin telefon, ori față în față, sau apare dintr-o dată așa pe drum în fața ta, sau într-o anumită situație sau eveniment. Eu cred că există aici o energie a abundenței și a unei situații fericite, A unei împăcări pentru că avem aici acum pătarea, cu condiția evident că amândoi dragii mei să echilibrați. Dumneavoastră să reveniți la sentiment mai bune pentru el sau pentru ea și să iertați cu siguranță ceea ce v-a făcut această persoană, pentru că fără iertare nu e nicio cale de întoarcere în nimic în viața asta, da? Iar această persoană să închidă acele capitole din viața sa care au fost durerile tale sau pentru care tu ai fost lăsat în urmă și să revină cu pași vioi și cu o sinceritate extraordinară pentru a te face fericit sau fericită, da? Deci eu văd că acestea sunt condițiile care în acest moment această etalare mi le aplică. Mi le explică, iertați-mă și mi le arată pentru dumneavoastră. Deci cred că persoana asta își va anula fricile, dumneavoastră vă veți șterge lacrimile, există o încheiere de capitol și o redeschidere altuia nou, pentru că văd aici un aspect, dragii mei, de împăcare sinceră, doar că, evident, trebuie să fiți convinși de toate aspectele, să nu mai credeți în vorbele acestei persoane, fără fapte, pentru că de multe ori va explica ce v-a atras într-o lume a fanteziei și a o să facem, o să cumpărăm, o să ne mutăm, o să bla bla bla, și această persoană, de fapt, n-a îndeplinit nimic din toate acele promisiuni. Deci, în momentul în care vedeți cu ochii dumneavoastră că se întâmplă fapte, pentru că prin cuvinte oricine poate să vorbească oricât, atunci să dați credibilitate acestei persoane. Drăguții mei, foarte frumoase etalare. am văzut de deci, ce simte, ce va simți și ce, mai e, ce, ma, ce va vrea, de fapt, să facă lângă dumneavoastră. Am văzut cât de cât și potrivirea pe care ați avut-o cu această persoană, pentru că, chiar dacă sunteți total opuși, există sentimente puternice și ce vă leagă cu acest om. Iar, în acest moment. Ca de obicei, drăguților, vom scoate câteva litere. Haideți să vedem ce litere ne-au ieșit astăzi pentru inițialele la cei la care ne-am gândit. Drăguții mei, avem Z, avem T, avem litera O, litera S, litera A, litera P, litera B, litera E, dragilor, litera Q, litera M, avem litera G, pentru cei care aveți cu G, litera B, litera E am scos-o, nu. O mai punem și pe ea. E, V și W. Uitați așa să le punem ca să le punem în ordine. De fapt, o să pun aici mău ca să se vadă mai bine. Da? Litera o să repete, așa că nu e o problemă. În rest, sunt toate absolut o singură dată, e incredibil de bine. Da? Deci avem aici litere care eu sper să se uh, muleze pe inițialele pe care dumneavoastră le aveți sau v-ați gândit la aceste persoane la care dumneavoastră vă gândiți acum. Dacă nu, e o problemă, nu e un capăt de lume, mai scoatem și data viitoare litere. V-am zis, astea sunt total aleator, sunt un lucru în plus care îl facem la etalări, dar nu cel mai important. Cel mai important este ceea ce ați văzut în aceste hârzi minunate, etalarea în sine și, evident, energiile de la început, care sunt ca niște sfaturi de viață, ceea ce Universul a vrut să vă comunice prin gura mea. Drăguții mei, sper să vă fi plăcut etalarea. Dacă da, vă rog frumos, abonați-vă, lăsați-mi păreri, comentarii. Mulțumesc celor care au fost în direct, nu uitați că vă iubesc mult de tot pe toți. Dacă doriți etalări personale, aveți aici numărul pe să vă aștept cu drag oricând. indiferent de problemă, o rezolvăm împreună. Nu uitați că vă iubesc și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!